De. Jó napot kívánok! A mai beszélgetésünknek a vendége Adrián Dobrika, mellkas sebész. A továbbiakban románul fogjuk folytatni a beszélgetést, de bízom benne, hogy a doktor úrnak a tevékenysége, a lelkessége és a hozzáállása, a hozzáértése, a megyénknek hozott jó hírneve és egy sor témakör mentén mindannyian érdekesnek fogják találni ezt a kis filmet. És hát a mai napra azért került sor, mert 10 éves a Hargita megyei sürgősségi kórház mellkas sebészete, és aș ruga pe domnul doctor să începem la capăt, la sfârșit, ca să primim niște, o atenție sporită din partea urmăritorilor. Haideți să ne arătați niște poze cu urși, după aceea să prezentați și cartea. Deci, poze cu urși. Deci sunt pacienți care au fost operați în acest spital în ultimii 10 ani de zile, la ea de la capăt, și care au fost mușcați de urs. De exemplu, acest caz, la care am scos fragmente de omoplat, cazul absolut mortal, aproape golit de sânge, caz de la Tușna de anul trecut, caz de la Lelicen de anul trecut. Da, și caz de la Mădăreaș de acum 3 ani de zile. Ok, și puțin să vorbim și de această publicație, dacă se da, poate. Deci asta este ultimul tratat de chirurgie toracică apărut. Este o colaborare internațională cu autori din Statele Unite, Italia, Spania, Ungaria, Polonia, Japonia și din spitalul nostru, subsemnatul din Miercurea Ciuc, un tratat de chirurgie toracică. Eu am fost autorul capitolului de traumatisme toracice deschise, din care v-am și arătat cazuistica. Este proaspăt apărut, din cauza pandemiei a fost întârziată publicarea câteva luni de zile. Dar a fost o astfel de publicație mai are cineva din România? Mai este o echipă din București. Ok. De la Spitalul Militar Central. Mulțumim. Astăzi, acum la sfârșitul conferinței cei 10 ani pe care are această secție din spital, noi acum din partea Consiliului Județean Harghita am înmânat un premiu domnului doctor și pentru că credem că devotamentul și activitatea pe care a depus este una foarte, foarte importantă și a salvat multe vieți. Apropo, numerați cazurile unde știți că dacă n-ați fi o intervenție din partea dumneavoastră sau și a echipei, câți oameni ați reușit să salvați sau nu faceți? Din considerente etice și mai mult legate așa de modestie, dar sunt mii de cazuri. Sunt aproape 5.000 de cazuri operați în 10 ani de zile. Și mulțumim și chiar știm că suntem spitalul cel mai safe din această privință, nu? Deci mortalitatea, eu cum am văzut, este la zero. Super scăzută. Deci pe partea de traumatologie, anul acesta, e adevărat că a fost an de pandemie și au fost mai puține cazuri de traumă, dar anul acesta am pierdut două cazuri din 300. Așa și în fiecare an, și întotdeauna sub 1%, ceea ce este mai mult decât onorant ca cifră și care este rezultatul colaborării cu terapia intensivă și cu alte specialități din spital. Și cum ați decis să veniți la Miercurea Ciuc? Că puteați să mergeți la Spitalul Militar București, nu? Sau nu. La Cluj sau la oriunde? Deci a fost o provocare. Am venit în Miercurea Ciuc ca să încep ceva nou. Să pun umărul la o construcție. Pare așa o chestie, cuvinte mari în ziua de astăzi, dar este o realitate. A avut loc o discuție cu conducerea spitalului de atunci, am înțeles necesitatea și mi s-a părut un lucru, o provocare. Și, deci la început, când noi am început colaborarea, îmi amintesc dumneavoastră, stătați cam acolo, în da, al exact, doilea rând. Acolo. Exact acolo. Da, și nu erați atât de optimist. Dar după o vreme s-a schimbat.
Eu nu eram atât de optimist și domnul doctor era optimist. Da. Deci când chiar că totul mergea la împaragine, totul se oprea, vroia să se fie închis spitalul, controle, amenințări de toate și atunci... Nu. Natura asta face... Ați simțit atunci că trebuie să... Deci am simțit că trebuie să accelerăm. Da, da, da. Și că este momentul în care să ieșim din zona de confort și să punem umărul cu toții la reconstrucția spitalului. Și până la urmă a fost o provocare și un pariu câștigat de toată lumea. Da, acum chiar pandemia puțin ne oprește, pentru că chiar astăzi am avut ședință, firma de arhitectură are COVID, și ceilalți care, deci acolo 5 angajați cu COVID și constructorul are probleme cu COVID-ul, deci cum ne-am promis și ne-am vrut, deci ne-am asigurat că până la finele anului va fi finalizat, vedeți că COVID-ul și aici intervine, dar oricum, cum vedeți blocul operator? Văd o lucrare finalizabilă. Sigur că trebuie să avem un pic de răbdare, pentru că nimeni nu a calculat cu pandemia. Și cu răbdare și bunăvoință și colaborare, eu cred că toate proiectele pot fi duse la capăt. Și nu știu cât știți dintre cei care ne urmăriți, dar acum, deci, în organigrama spitalului s-a făcut și un departament de cercetare. Cum vedeți viitorul acestui departament? De asemenea, prin colaborare, văd un viitor foarte bun, pentru că sunt foarte mulți colegi care s-au înscris în acest departament de cercetare. De asemenea, colaborarea cu Sapienții este foarte bună. Colaborarea s-a văzut și în vremea pandemiei, pentru că au pus umărul și au ajutat acest spital și am susținut această colaborare cu Sapienția. Și eu văd viitorul foarte bun din punctul ăsta de vedere, pentru că ei ne pot ajuta enorm, știu cum să facă cercetare, ne pot ghida, avem colegi la doctorat în cotutelă cu ei și atunci eu văd că o să fie bine. Deci ăsta este un pariu câștigat. Că de fapt controversele mele legate de partea asta de cercetare erau atunci. Că păreau cam toate criteriile noastre de acces de mai sus, partea medicală cumva ține de noi și putem să mergem mai sus. Dar partea asta de cercetare și de învățământ părea aproape imposibil de atins. Dar iată că au trecut ani și până la urmă așa a avut destinul, poate, sau Dumnezeu ne-a ajutat, mai corect spus, și suntem spital care putem coordona rezidențiat, deci un obiectiv atins. Putem face lucrări științifice, alt obiectiv atins, rezultatul este și această lucrare, care este de calitate, se pare. Și până la urmă, eu cred că nimic nu este imposibil de atins. Acum noi, politicienii, atât din PNL, USR și UDMR, deci suntem în discuții, președinții de partid astăzi s-au întâlnit la București cu domnul președinte Iohannis, deci suntem într-o perioadă în care se va decide următorii 4 ani al acestei țări pe linie de guvernare și eu aș lansa un anunț pentru toți medicii din județul Harghita, toți care lucrează în sănătate, în domeniul sănătății, să veniți astăzi, mâine, cu propuneri ce ar trebui să fie schimbat, pentru că nu știu cât va fi luat în serios propunerile venite din județul Harghita, dar eu întotdeauna să zic că, dar să trimitem. O să vedem care va fi rezultatul în cadrul discuțiilor, dar noi credem că în domeniul sănătății, în județul Harghita, deci inovarea și viziunea spre un viitor este acolo undeva pe tapet, este în top. Și dumneavoastră aveți o relație bună cu colegii mei din UDMR, deci țineți legătura atât cu domnul președinte, cât și cu domnii deputați, senatori. Ce sugerați sau așa, dacă ne-ar urmări cineva din grupurile parlamentare ale UDMR, unde se axează cel mai tare pe domeniul sănătății? Pe finanțare. Finanțarea este esențială. Deci fără bani nu putem dezvolta nimic. Pentru că întotdeauna ne izbim de această problemă. Deci finanțare. Deci dacă se continuă, lobby-ul a fost extraordinar în ultimii ani de zile. Deci dacă se continuă același lobby și aceeași susținere acestui spital în ceea ce privește finanțarea,
Pentru că încet, încet legislația se schimbă. Sigur că trebuie să ne adaptăm, pentru că sunt acele fonduri europene care trebuie cheltuite și sigur că va trebui să, vrând nevrând, se va modifica legislația și în ceea ce privește achizițiile publice și în ceea ce privește construcțiile. Și eu cred că această pandemie va schimba tot. Dar totul se va rezuma la bani. La bani. Deci dacă avem susținere și finanțare, atunci ne putem dezvolta. Fără bani, cam greu de făcut medicină. Mulțumesc. Felicitări pentru activitatea depusă, felicitări pentru întreg colectivul de lucru cu care lucrați, pentru conducerea spitalului. Eu cred că acum deja vremurile grele sunt după noi și acum haideți să vedem ce se va întâmpla în următoarele zile. Oricum noi, cel puțin și eu personal, ca președinte UDMR pe județ până încă 6 luni, o să susțin și o să promovez ca deciziile în privința guvernării în domeniul sănătății să fie cât mai aproape de județul Harghita. Oricum, ieri am avut o ședință și domnul Cecotil a zis că nu este adevărat că ni s-a oferit sănătatea, deci nu cred că de la UDMR va fi noul ministru al sănătății, dar să sperăm că va fi un ministru care va avea de grijă atât spitalul din Miercurea Ciuc, cât și celelalte spitale din județ. Și, cum v-am zis, aștept astăzi, mâine, chiar și prin mesaj, prin mail, propuneri, sugestii, ce ar trebui să fie schimbat în sistemul medical. Și, totodată, noi ne-am apucat să pregătim și bugetul CJ al Consiliului Județean Harghita pentru anul următor, așadar toate propunerile sunt binevenite. Tehát arra kérek mindenkit, hogy ha vannak javaslatok, ami az egészségügyi rendszer tekintetében kormányzati döntések, programok, tevékenységek, szabályozás, finanszírozás, EU-s pénzek, ami a kórház az egészségügyi élettel kapcsolatos, legyen szó családorvosokról, mentő, a többi részvevőről, azokat ha lehet, kérem, küldjék el, ezeket próbáljuk összegyűjteni, és a tárgyaló csapatnak, aki az RMDS részéről fog tárgyalni, a kormányzati program tekintetében szeretnénk átnyújtani, mert Harghita megyének vannak olyan céljai, Harghita megyében vannak olyan elképzelések, olyan kidolgozott megoldások, amelyek akár az egész országos kihívások tekintetében is jelenthetnek megoldásokat. Én gratulálok a főorvos úrnak, jól megérdemelt díjat kapott, és büszkék vagyunk a tevékenységére. Mulțumim, domnule doktor! Mulțumesc!